Sabina, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit! Despre ce vorbim astăzi? Păi nu vorbeam noi la începutul săptămânii despre prioritățile Parlamentului European și spuneam că una dintre cele mai importante este problema migrației. Ce decizii se iau astăzi? Foarte, foarte interesante și pentru noi. Culmea, deși de fapt și de drept în acest moment România nu e implicată în niciun proces, dar o să vedem care poate fi rezultatul. Pentru că, și vedeți deja scris pe ecran, Curtea de Justiție a Uniunii Europene se pronunță azi în litigiul inițiat de Ungaria și Slovacia. În ce problemă? Păi a obligației de a primi imigranți în țara lor. Hai să vedem exact despre ce este vorba. Cele două țări contestă legalitatea planului lansat în septembrie 2015 de Bruxelles. Planul a fost creat pentru a ajuta Grecia și Italia în problema refugiaților. Știți foarte bine ce presiune era pe cele două țări, și pe Grecia și pe Italia. Hai să vedem ce s-a întâmplat în mod concret. Până la 31 august, mai puțin de 28.000 de solicitanți de azil fuseseră transferați din Grecia și Italia către celelalte state membre. O să ziceți, bun, da, sunt 28.000 de persoane. Obiectivul inițial era de repartizare a 160.000 de persoane. Asta ca să vă dați seama de diferență. Și mergem mai departe, văzând care erau obligațiile de fapt. Ungaria avea obligația de a primi într-o primă fază 1.300 de persoane și peste 2.300 în final, iar Slovacia în jur de 800 și peste 1.400 la final. Vedem până la 31 august care era situația. Ungaria nu primise nici măcar un solicitant de azil relocat, iar Slovacia doar 16. Iată cum astăzi, de fapt, se ia o decizie în această poveste a obligației statelor membre de a primi refugiați în țara lor. De ce ne interesează pe noi? Păi România ar trebui teoretic, așa scrie pe hârtie, să primească vreo 3.500 de oameni. Vedem exact care e decizia de astăzi și în ce fel ne afectează pe viitor. Iată de ce e bine să fim cu ochii pe ceea ce se întâmplă în Europa, Nadina. Tocmai de aceea ne bazăm pe tine. Mulțumesc foarte mult, Sabina!